cei care i-au fost colegi într-o organizație mai specială, mă refer aici la Comandăria Timpirea de Bistrița, am hotărât să îi păstrăm memoria printr-un gest simplu prin care este susținut un tânăr foarte talentat, un tânăr fotbalist foarte talentat. Le mulțumesc colegilor din această organizație și vreau să vă spun că premiul special in memoriam Ovidiu Domnici, pentru că despre acest om deosebit este vorba și foarte mulți bistrițeni îl cunosc, este acordat în acest an lui Bogdan Moșuțiu din Apatida. El primește și o medalie. Poate nu, Bogdan, și va cânta în fața dumneavoastră. Aseară mi s-a părut că cu el ați cântat, v-ați antrenat, să spun așa, în aplauze, în ritmurile sale. Mergem mai departe. Da. Aici sunt premiile și aici sunt... Eu primesc premiile. Mulțumesc! Se acordă premiul al treilea, primul trei, Dianei Porca, din Bistrița, o artistă excelentă, bogată din oameni. Avem un premiu, premiul al patrulea. Premiul al doilea. Premiul al doilea. Diana Ieftinie și Bogdan Puri. Bine la bine să urmă! Și acum, Dane? Premiul întâi, dar moșelul. Mulțumesc! Stai să mergem să mai glumesc, mai înviorăm acum. Da. Poți să spun și un poem, dacă vrei. Nu spun. Se acordă premiul întâi la Bistrița Folk, Festivalul Național, ediția 16-a lui, spuneți dumneavoastră, Șervan Goșa, din Alba Iulie. Acum